știrile circulă mai repede în Calea și Severin. E greu să te motivezi în momentul când joci cu o echipă de copii, dar în primul rând țin să-i felicit pe cei de la Arad, pe acești copii născuți 95-97, pentru că i-am văzut-o organizându-se foarte bine în prima repriză și am și intrat la ei în cabină și i-am felicitat pentru ei. Sper să fie așa un moment în care să prindă mai mult curaj pentru viitorul lor ca fotbaliști. Sigur, noi ne-am făcut în mare parte joc obișnuit cu jumătatea primei reprize în care am intrat puțin în jocul adversarului, dar una peste alta, 3 puncte câștigate normal, cu o evoluție normală a echipei. Tragem o linie mare și de săptămâna viitoare, sau din acest moment să spunem, ne gândim la ce va urma. Știți foarte bine, când am venit aici la Reșița, v-am spus că echipa va încerca să dea totul pe teren la fiecare meci. Să zicem că obiectivul ni l-am atins, iar dacă vrem să avem și un bonus, atunci cu siguranță trebuie să ne batem și mai tare din acest moment. Avem 10 meciuri care ne poate schimba destinul, atât mie ca antrenor, cât și multor jucători, adică o promovare în Liga 1. Noi încercăm să ne comportăm normal, avem toate aturile să mergem mai departe. Se vehiculează faptul că CSU n-ar avea drept de promovare. Nu știu, astea sunt discuții. Dacă va fi așa, va fi un mare avantaj pentru celelalte echipe. Lucrurile sunt clare, nu? Dacă cea mai bună echipă sau cea mai organizată echipă nu va avea dreptul, atunci. Dar eu zic că și dacă va avea dreptul, Reșița are șanse reale. Orice meci să joacă în play-off, noi îl vom juca la victorie. Deci vă asigur că nu o să mă duc să mă apăr la niciun meci. Nu contează că e afară, că e în deplasare. Acasă sau în deplasare. Eu o să mă duc să joc la victorie, pentru că pe urmă o să rămânem cu regretul că n-am încercat. De ce să nu încerci? Rămânem cu regretul că n-am încercat. Mergem să ne apărăm, apare o fază, o greșeală sau o greșeală arbitru. Așa că trebuie să îndrăznim. Iar dacă vom juca la Craiova, primul meci, ar trebui să-și facă ei probleme, pentru că n-au cum să uite meciul ăla în care, să zicem eu așa, am debutat în ghilimele. La Reșița și meciul care m-a făcut să vin aici. E adevărat că suntem în tratative cu 2 jucători de la FCU Craiova? Nu. În momentul când s-a desființat sau s-a retras, normal că, și bănuiesc că mai multe echipe au fost cu gândul să ia ceva jucători de acolo. Și noi ne-am dorit, dar am înțeles că nu pot fi transferați. Și, nu, doar ne-am gândit dacă am putea să aducem ceva, dar din punctul meu de vedere, sigur că orice jucător bun și-ar găsi locul, dar eu zic că lotul nostru ne permite să ne continuăm munca cu mari speranțe și cu mari așteptări de la ei. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Calea și Severin.